Bună seara! Bine v-am găsit la un nou webinar din cadrul întâlnirilor Educație la timpul prezent. Începând de astăzi, începem o serie mai specială a întâlnirilor noastre. Avem invitații alături de noi, doi prieteni, putem să le spunem deja, pe Mărioara Ene și pe Nicușor Ciobanu de la Agenția Națională, care ne vor vorbi despre programele Erasmus+. Vrem să vă informăm de la început că aceste întâlniri sunt gândite ca o serie de trei webinarii live, joia aceasta, joia viitoare și pe 10 februarie. Ne vom vedea și vom discuta despre proiectele Erasmus, despre modul în care dumneavoastră puteți să accesați fonduri, despre cum puteți să aplicați, să scrieți un proiect, să aplicați în cadrul unui proiect și astfel încât ne-am dorit noi ca un număr cât mai mare dintre cei care ne urmăresc să reușească să depună un proiect anul acesta de finanțare. Drept urmare, la finalul acestei întâlniri o să postăm un link pentru feedback-ul dumneavoastră, însă menționăm că diplomele de participare se vor trimite abia peste 3 săptămâni, cu condiția ca dumneavoastră să fi participat la toate cele trei întâlniri, pentru că ele cumva sunt conectate, sunt legate una de cealaltă și atunci ne-am gândit că este benefic să le urmăriți pe toate trei, altfel dacă o să urmăriți doar una dintre ele, nu o să aveți cum să înțelegeți toate informațiile până la capăt. Cam atât, o să mai revin și la final cu mai multe informații. Propun să începem. Bună Nicușor, bună Mărioara! Bună seara, bună seara, mulțumim pentru invitație, salutări Magda, salutări Irina și mai cu seamă salutări comunității voastre care știu că și de data asta s-a adunat într-un număr însemnat. Mulțumim pentru că v-ați luat din timpul dumneavoastră să fiți alături de noi. Salutări și din partea mea, mulțumim Magda, mulțumim Irina pentru invitație. Vă salutăm pe toți, deși nu vă vedem aici, toți cei care sunteți împreună cu noi, în schimbul 2, zicem noi, proaspăt întorși de la școală, probabil, dar sperăm că într-o dispoziție bună, astfel încât să petrecem o oră într-un mod agreabil și în care sperăm noi să și învățăm ceva. Nicușor, începem cu tine, începem cu Mărioara, cum... Avem un cavaler, eu zic că să schimbăm puțin regulile, lăsăm cavalerul să facă deschiderea. Bine, bine, spargem atunci mituri, spargem bariere. Mulțumim încă o dată. Făceam o retrospectivă și cred că cea mai recentă și de altfel prima noastră întâlnire cu comunitatea Dumii se întâmpla la finalul anului trecut, final de noiembrie, început de decembrie. Împreună tot cu Mărioara am prezentat din... ce însemna Erasmus+, care începea în acest an, 2022, aveam informații cu caracter general, multe lucruri incerte. Acum însă s-au așezat multe dintre toate informațiile pe care noi le-am prezentat atunci cu caracter general. Avem date concrete, avem ghidul Erasmus+, avem stabilite termenele limită și bugetele pentru toate acțiunile cheie, motiv pentru care ne-am bucurat de invitația pe care voi ne-ați lansat-o din nou, aceea de a gândi acest set de trei întâlniri interconectate, de la o întâlnire la alta veți vedea că toate informațiile, toate lucrurile pe care noi le vom transmite se leagă între ele, veți primi de data aceasta dumneavoastră, profesorii, teme pentru acasă, în speranța și în dorința că le veți rezolva de la o întâlnire la alta, dar veți vedea că toate sunt propuse în beneficiul dumneavoastră. Sunt propuneri pe care Mărioara le va lansa, care, odată conectate, ca trei piese mari de puzzle, veți vedea că vor consta mult în ceea ce înseamnă un proiect Erasmus+. Astăzi vom discuta chestiunile de context, de cadru în care un proiect Erasmus+ pentru sectorul educație școlară poate fi scris și ulterior implementat. Vom intra extrem de eficient și foarte aplicat pe documente relevante pe site-ul nostru pentru a vă familiariza cu secțiunile acestuia unde să găsiți informația de care aveți nevoie.
În mod evident, la finalul acestei serii de prezentări vom prelua întrebări de la dumneavoastră. Le așteptăm în secțiunea de comentarii din Facebook. Sunt toate șansele ca pe parcursul prezentării noastre să fi răspuns deja întrebărilor dumneavoastră, astfel încât sugestia noastră este să așteptați cât se poate de aproape de finalul intervenției pentru a le adresa. Rămânem conectați și putem să preluăm din aceste întrebări și până la întâlnirea de săptămâna viitoare. Rămâne statutată ziua de joi dedicată Erasmus Plus. Foarte pe scurt, aș vrea să vă prezint cumva cadrul, cum spuneam, acela de context pentru întâlnirea din seara aceasta și pentru acest lucru o să dau share unei prezentări, urmând ca ulterior să aplicați, să intrăm pe site-ul nostru către celelalte documente. Ce aș vrea să știm încă de la bun început, deși invitația voastră, dragă Magda, dragă Irina, a fost una foarte clară, pentru seara aceasta, pentru seria de întâlniri de altfel, ne adresăm sectorului educației școlară. Fac această mențiune pentru că programul Erasmus Plus, în amploarea sa, atât în generația anterioară, cât și în următorii 7 ani, adresează 5 sectoare, le voi menționa foarte pe scurt: educația adulților, formare profesională, educație universitară, tineret, dar, cum spuneam, astăzi noi vom adresa sectorul educației școlare, pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră îl reprezintă, și mai mult decât atât, vom discuta despre acțiunea cheie 1, respectiv acțiunea adresată mobilității. Pentru că trebuie știut, apropo de împărțirea sectorială a programului, sunt 2 acțiuni cheie. Acțiunea cheie dedicată mobilităților, cum bine spuneam, dar și acțiunea cheie 2, adresată parteneriatelor pentru cooperare, care la rândul ei are 2 subacțiuni, parteneriate la scară mică și parteneriate de cooperare. Acum, în schimb, referindu-ne la acțiunea cheie adresată mobilităților, este iarăși important de știut și, apropo de acțiune cheie, în paranteză, acel K1, K2, este o abreviere de la Key Action, Key Action 1 și Key Action 2. Despre acțiunea cheie dedicată mobilităților, trebuie iarăși să fac o precizare, aceea că avem posibilitatea pentru organizațiile cu experiența anterioară în Erasmus Plus sau organizațiile mai mari să obțină o acreditare care le dă posibilitatea să aibă parte de mobilități, mult simplificat procesul acestora. Dar astăzi și în următoarele întâlniri vom discuta despre proiectele pe termen scurt și am marcat cu acel albastru acțiunea cheie din această subacțiune, care are și abrevierea K122. Facem aceste mențiuni pentru că, cum de altfel Mărioara va prezenta în continuare, cu toate acestea, dumneavoastră vă veți întâlni în formularul de candidatură și este important încă de pe acum să vă familiarizați cu ele. Aș vrea acum să îi dau cuvântul Mărioarei după această introducere în contextul întâlnirii și ne revedem în scurtă vreme. Mulțumesc, Nic, pentru introducerea aceasta în cadrul general al programului Erasmus Plus. Probabil unii dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu acest program al Comisiei Europene, care, începând din 2021, a intrat într-o nouă fază de implementare. În cadrul programului Erasmus Plus sunt câte 7 ani alocați fiecarei faze. Iar structura programului cunoaște de la o fază la alta, noi le spunem, îmbunătățiri. Ei bine, ce ne-am propus să facem noi prin aceste webinarii organizate cu ajutorul EduMe este să ajungem la dumneavoastră cu informații astfel încât să vă introducem pas cu pas în tot ceea ce înseamnă o candidatură. Și începem, evident, cu pași mici, o candidatură
pentru o instituție care este la început, care nu știe prea multe despre ce înseamnă Erasmus, care vrea să își introducă comunitatea în acest nou context de învățare, care este un context european, și toate acestea puse la oaltă să se finalizeze într-un proiect. Așadar, în acest demers care va consta în 3 module, nu vă șantajăm, cum spunea Irina la început, cu emiterea acestui certificat de participare după 3 module. Dumneavoastră sunteți liberi să decideți dacă vreți să continuați sau nu această experiență de învățare. Noi sperăm să fie o experiență de învățare pentru dumneavoastră. Și ca să nu lungim prea tare vorba, aș zice că acest modul pe care noi l-am numit generic ce este un proiect de mobilitate de scurtă durată Erasmus+, ca să înțelegem unde ne plasăm în momentul ăsta și de ce, aș zice că ar fi util să dăm câteva informații în sensul ăsta. E bine, e ca la școală, când începem să ne pregătim, da? Ne pregătim ora, ne pregătim activitatea, știți povestea, nu trebuie să vă reiterez eu, și noi trebuie să facem la fel. Dacă vrem să pregătim un proiect de mobilitate, în primul rând trebuie să avem răbdare, da? Trebuie să parcurgem pașii într-un demers logic, astfel încât să înțelegem cum ne plasăm în cadrul acesta care se numește Erasmus+, proiecte de mobilitate de scurtă durată pentru organizațiile mici, la început, neexperimentate. Că acesta este targetul pentru această acțiune a programului. Ei bine, așa cum știți și o mai spuneam într-o întâlnire anterioară, Biblia și documentul de referință pe care Comisia Europeană îl pune la dispoziție tuturor celor care își lansează provocarea de a intra în această lume Erasmus, se numește Ghidul Programului Erasmus+. Întotdeauna pornim cu povestea pe care ne-o spune finanțatorul despre ce vrea el să se întâmple când alocă banii pentru diferite experiențe de învățare. Și atunci o să vedeți că această Biblie, care se numește Ghidul Programului Erasmus+, este disponibilă nu numai pe site-ul Comisiei Europene, ci și pe site-ul destinat al Agenției Naționale pentru Gestionarea Programului Erasmus+. Nic ne ajută să vedem concret unde anume găsim acest ghid pe site-ul nostru. Rugămintea este, dacă putem, să punem în chat sau acolo unde se poate link-ul la sursele de documentare, astfel încât toți cei care doriți să explorați aceste surse să aveți link-ul direct. Așadar, după cum observați, informația, tot ceea ce trebuie să știți despre program, despre acțiuni, despre ce inițiative are Agenția Națională pentru a susține pe cei care candidează, pe cei care implementează, pe cei cu care lucrează în general, le găsiți pe acest site. Și Nic a pus acolo degețelul pe candidatură. Bine, în această secțiune, toți cei care doresc să afle informații despre ce trebuie să facă pentru a candida, le găsesc organizate aici. Și în primul rând, vorbim despre acest ghid al programului Erasmus+. Noi vă recomandăm versiunea în limba engleză, pentru că este versiunea oficială. Există și versiunea în limba română, dacă ne este mai ușor să consultăm această versiune. Iar în ghidul programului, evident, un neinițiat ar spune, domnule, sunt 300 de pagini, când să parcurg așa ceva? Dar, după cum vedeți, dacă știm exact ce vrem, sau dacă facem acest exercițiu de explorare, ne ducem exact unde ne dorim. Noi suntem la acțiunea K1, ne spunea Nic puțin mai devreme, proiectele de mobilitate de scurtă durată în domeniul educației școlare. Da? Și atunci putem să ne ducem chiar pe Key Action One Learning Mobility, dacă suntem în zona asta. Și dacă explorați ghidul, aveți câteva pagini de parcurs, de la pagina 99 până la pagina 106, dacă nu mă înșel. Iar aici aveți, să spunem așa, tabloul general al proiectelor de mobilitate pentru
domeniul educației școlare. Ce aflăm din ghid? Păi aflăm din ghid ce obiective și-a setat comisia pentru acest domeniu, pentru că programul Erasmus Plus nu se adresează doar domeniul educației școlare, ci mai sunt și alte domenii, în speță educația universitară, educația vocațională și tehnică, domeniul tineretului, domeniul educației adulților. Și atunci, special pentru educație școlară, știm că noi aici ne potrivim, mergem și parcurgem informațiile din această zonă, vedem ce obiective și-a propus comisia în sensul ăsta, sunt potrivite și pentru noi, păi dacă ne uităm, sunt destul de generoase, deci nu avem cum să nu ne potrivim în acest context și mergem și facem documentarea pe profilul acțiunilor din cadrul acțiunii cheie 1. Și avem, după cum vedeți, proiectele de scurtă durată, da? Și vă și spune pentru ce tipologii de organizații, școli în speță, și proiectele de acreditare. Momentan nu ne interesează zona acreditării, nu face obiectul întâlnirilor noastre, dar puteți să descoperiți o serie de informații utile. O să revenim la ghid, dacă lasă un mic deschis, puțin mai târziu, și o să trecem la o altă sursă de documentare. În momentul în care am parcurs ghidul și am văzut, da, uite, este un să spunem așa, instrument bun. Știu clar unde mă potrivesc, ce tipuri de activități pot să fac, cum stau lucrurile din perspectivă financiară. Vreau să văd și care e contextul național. Da? Ce document național am eu în vederea reglementării aspectelor în relația cu organizațiile din România atunci când ele candidează pentru programul Erasmus Plus. Și tot aici, pe aceeași pagină de resurse, găsim apelul național. Aici sunt publicate informații despre care este finanțarea acordată acțiunilor, care sunt condițiile de eligibilitate, ce instituții sunt eligibile, cum se depune candidatura, ce termene limită, termene de care de altfel se regăsește și ghid. Da? Toate aceste informații e bine să le coroborăm. Avem 6 pagini aici, mai avem 4 pagini în apelul național. Mă gândeam, Nic, dacă poți să deschizi o altă pagină în care să arătăm apelul național, oare? Bun. Acesta este apelul național, care face referire la toate domeniile și la acțiunile pe care programul Erasmus Plus le înglobează, cu toate aspectele vizate din perspectivă națională. Da? Și aici putem să vedem o mulțime de informații legate de program, dacă vreți să vedeți bugetele, dacă vreți să vedeți regulile, cum procedăm în cazul în care, nu știu, se întâmplă o situație specială. Și aici fac o paranteză și spun, se poate întâmpla ca formularul de candidatură să nu poată fi transmis din motive tehnice care țin de platformă. Da? Și atunci, aici ne spune, în cazul în care nu puteți transmite formularul, îl trimiteți la adresa X către Agenția Națională sau trimiteți un mesaj. Da? De aceea e important să privim aceste surse coroborate. Ok. Bun, nu detaliem foarte mult asupra acestor documente, doar vi le evidențiem ca să știți cum le introduceți în acești pași de documentare prealabilă înainte de a scrie candidatura. În privința scrierii candidaturii, pentru că toți suntem în zona de resurse și o să tot facem noi pagini aici arătând și explorând site-ul nostru, în partea de resurse, Agenția Națională a elaborat inclusiv un ghid de scriere a acestor proiecte de scurtă durată. Așadar, după cum observați, avem foarte clar acolo precizat că avem un ghid pentru proiecte de mobilitate de scurtă durată în domeniul educației școlare, pe care vă invităm să le explorați pentru că vă ajută extrem de mult în a înțelege cum trebuie să abordați secțiunile formularului de candidatură.
Da? Nu intrăm în conținut. Poate că la el vom face trimitere în modulul 3. Deci până la modulul 3, care va fi în 10 februarie, dacă nu mă înșel, da? Avem timp să ne aruncăm o privire și pe acest instrument de documentare. În lista resurselor, momentan, aș zice că este suficient pentru temele referitoare la acest modul. Ce facem noi în următoarele minute? Încercăm să vă facem să înțelegeți cum funcționează un proiect de scurtă durată. Ce înseamnă el? Ce activități de mobilitate putem avea în cadrul acestui tip de proiect? Cum stăm cu bugetul? Pentru că sunt sigură că sunt mulți curioși. Da? Și treptat să evidențiem câteva aspecte în acest sens. Păi, dacă le numim proiecte de mobilitate, Nic mi-a pus aici un suport vizual foarte bun și e bun și pentru dumneavoastră. După cum vedeți, avem diferite tipuri de activități de mobilitate. Unele sunt destinate personalului, da? Din școală, însemnând didactic auxiliar, în mod expres. Altele sunt destinate elevilor. Celelalte tipuri de mobilități sunt un fel de mobilități suport. Aveți acolo enumerate câteva. Dar ca să le înțelegem, cred că Nic o să lași slide-ul respectiv, o să discutăm puțin despre fiecare, ca să înțelegeți ce presupune fiecare dintre aceste tipuri de activități pe care le putem integra și pentru care putem cere finanțare într-un proiect de mobilitate. Da? Bun, așadar, am văzut acolo în mobilitățile pentru profesori că aveam o tipologie din care reieșeau mobilitățile pentru cursuri, da? De învățare, cursuri structurate sunt numite, mobilități job shadowing și activități de misiuni de predare. Da? În cazul activităților de job shadowing, așa numitele activități de observare la locul de muncă, am spune noi observare într-o altă școală, într-un alt context educațional, în care noi putem să observăm cum anume se desfășoară activitatea didactică și din care putem colecta o serie de informații ce ne sunt utile pentru a ne îmbunătăți propriul nostru proces didactic sau propriul nostru mod de a lucra la nivelul școlii, în relația cu elevii, în relația cu colegii, la nivel de management și așa mai departe. Tipologia o decidem în funcție de nevoi. Cam ăsta este un job shadowing, da? Dacă job shadowing-ul îl definim în funcție de nevoile noastre și îl structurăm în relație cu o altă școală parteneră, deci atenție, dacă selectăm acest tip de mobilitate, e de preferat să avem un profil al partenerului, eventual să și cunoaștem unul și pentru asta o să discutăm în modulul 2 cum anume găsim astfel de parteneri. În cazul cursurilor, programele de formare sunt deja definite, sunt publicate într-un catalog, disponibil și el pe o platformă a Comisiei Europene și din acel catalog noi ne putem selecta cursurile potrivite cu nevoile noastre din școala noastră. În afară de cursurile structurate, vorbim de misiunile de predare. Asta înseamnă că dacă printre dumneavoastră sunt profesori care au contacte, au școli pe care le cunosc și cu care au tot schimbat experiențe și vor să desfășoare o activitate didactică în aceste școli, e bine, pot să solicite finanțare pentru astfel de misiune de predare. În ceea ce privește participanții eligibili, dacă tot i-a pus Nic aici, după cum vedeți, acoperă tot ceea ce înseamnă personalul unei școli, evident implicat în educație, pe diferite paliere. Și este important să
avem în vedere acest lucru. Bun. În mare, acestea sunt mobilitățile sau activitățile de mobilitate pe care le pot derula cadrele didactice sau personalul școlilor, echipa de management și alți experți pe care îi avem la nivelul școlii. Însă, nu sunt singurele, pentru că în această fază Comisia Europeană a gândit mobilitățile pentru elevi ca fiind parte integrantă din această acțiune cheie. Mobilitățile pentru elevi erau anterior în acțiunea cheie 1. Ei bine, în cazul în care aveți școli cu care ați colaborat, pe care le-ați descoperit în diferite contexte și care își exprimă disponibilitatea de a vă găzdui cu elevi, puteți să optați pentru mobilități de grup ale elevilor. Da? O mobilitate de grup, vă spune că un grup este de minim, ghidul vă spune că este de minim 2 elevi, în consecință, dacă la nivelul școlii constatați că există această disponibilitate la nivelul elevilor, a profesorilor, pentru că ei vor trebui însoțiți, puteți să solicitați finanțare și pentru mobilitățile de grup ale elevilor. Ei bine, dacă mobilitățile de grup înseamnă să facem activități în zona de educație școlară, nu neapărat cu specific curricular, ci pe tematici de interes împreună cu colegii din școala parteneră, în cazul mobilităților individuale, care pot fi pe termen scurt sau pe termen lung, scopul mobilității este învățarea. Asta înseamnă că putem să dăm șansa unor elevi din școala noastră să studieze într-o școală parteneră. Toate aceste tipuri de mobilități destinate elevilor implică, să spunem așa, nevoia unui partener cu un profil similar profilului nostru, instituțional, pe de o parte, iar pe de altă parte, disponibilitatea de găzduire. Da? Și când facem acest lucru, ne interesăm cam cât timp ne-ar putea găzdui, cam cu câți elevi odată, ca să putem să ne dimensionăm corect grupul. Da? Acestea sunt cele două mari categorii. Însă, pe lângă activitățile acestea mari destinate personalului și elevilor, există și alte activități eligibile în profilul mobilităților în domeniul educației școlare. Acestea sunt destinate experților și vedeți acolo experți invitați, așa numiți experți invitați, însemnând specialiști care vin la noi în școală să ne demonstreze cum aplicăm mai bine o metodă, cum gândim o anumită strategie de management pe o componentă specifică sau orice altă zonă de expertiză care considerați că este necesară pentru a vă îmbunătăți capacitatea instituțională, acest tip de mobilitate poate face obiectul cererii dumneavoastră de finanțare. Dumneavoastră spuneți că vreți să invitați un expert din Germania, Franța sau de unde știți că aveți acest expert și acoperiți costurile pentru transport și pentru subzistență prin cererea dumneavoastră. Vorbisem anterior de faptul că programul Erasmus Plus oferă o diversitate de activități de mobilitate. E bine, vedeți acolo că există și mobilități destinate profesorilor în formare. Probabil că unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că atunci când am fost studenți, în practica pedagogică, a trebuit să mergem într-o școală și să desfășurăm activitate de practică pedagogică. E bine, în cazul programului Erasmus Plus, găzduirea unui profesor și pedagogii în formare, o puteți face astfel încât să puteți să asigurați și un cadru bine organizat unui student din afară. Dumneavoastră doar vă exprimați intenția de a-i găzdui, primiți o finanțare pentru partea de gestiune, restul finanțării vine din partea universității sau instituției care trimite acest profesor sau
pedagog în formare. Bun. Și tot în lista aceasta de activități eligibile, mai vedeți vizitele pregătitoare. Vizitele pregătitoare care sunt destinate pregătirii mobilităților elevilor sau mobilităților de job shadowing, dacă situația o impune. Da? Dacă mergem cu un grup de elevi într-o școală pe care încă nu o cunoaștem sau cu care urmează să dezvoltăm un anumit program de activități, o vizită pregătitoare este binevenită și pentru ea putem cere finanțare. Așadar, când ne pregătim cererea de finanțare, formularul de candidatură, trebuie să știm bine ce activități vrem să facem, dacă se potrivesc profilului nostru, dacă avem oameni care să se implice în acest tip de mobilități și, în funcție de aceste date, să știm ce anume introducem în cererea de finanțare ca să obținem finanțarea respectivă în parametrii impuși de program. Și pentru că am vorbit de finanțare, sunt convinsă că sunteți curioși în legătură cu aspectele acestea. Finanțarea în cazul proiectelor de mobilitate de scurtă durată, care scurtă durată înseamnă minim 6 luni, maxim 18 luni, finanțarea se acordă tot în conformitate cu regulile ghidului programului Erasmus+. În ghid avem disponibile toate informațiile de natură financiară aferente fiecărui tip de activitate de mobilitate. Sunt diferite categorii de costuri care acoperă o plajă, zicem noi, destul de largă de nevoi în ceea ce privește gestionarea mobilităților. Nic ne-a deschis aici Biblia și vedeți, după cum este menționat pe această pagină, că avem începem cu un sprijin organizațional. Da? Asta ce înseamnă? Că fiecare organizație, în funcție de numărul mobilităților și de tipologia acestora, primește o sumă, da? 100 de euro pentru fiecare copil în mobilitate, nu mai mult de 1000 pe un grup de 10 și, în funcție de situație, după cum vedeți, 350 de euro pentru job shadowing sau participanți în mobilități ale elevilor, mobilități de lungă, scurtă durată și de lungă durată. Bun. În privința celorlalte categorii de costuri, nu intrăm aici, dumneavoastră puteți explora și în cazul în care aveți nelămuriri, ne scrieți un e-mail și vă răspundem cu drag dacă doriți clarificări de natură financiară. Următorul capitol care se acoperă din finanțarea Erasmus este cel destinat transportului. Transport acordat, după cum vedeți, în funcție de distanțele, de benzile de distanță reglementate în baza unui mecanism de calculare a distanței stabilit de Comisia Europeană și, evident, în funcție de tipologia transportului. În această fază a programului, Comisia Europeană a introdus un nou concept de călătorie numit green travel, adică să călătorim cu acele mijloace de transport care sunt cât mai puțin poluatoare. Evident, conceptul green este mai extins, informații găsiți în ghid despre ce înseamnă green în filozofia Erasmus, însă din perspectiva transportului asta înseamnă și tot ghidul vă explică cum anume se acordă banii respectivi. Așadar, avem bani pentru organizare, adică pentru mine ca școală, ca să mă ocup de chestiunile care țin de pregătire, de aspectele care țin de relația mea cu partenerii, de oamenii din echipa de implementare, de pregătirea elevilor sau profesorilor. Avem bani pentru transport, în funcție de distanța standard stabilită de comisie pentru diferite destinații. Apoi, avem bani pentru sprijinul individual. Ce înseamnă sprijin individual? Înseamnă un cost per diem pentru a ne acoperi acele costuri pe care le implică participarea la mobilitate din perspectiva cazării, transportului intern, asigurărilor
sau alte costuri de care avem nevoie pe o zi în timpul mobilității. Și atunci aici putem vedea care sunt sumele acordate pentru personal, pentru profesori și pentru elevi. Da? Sumele sunt, în general, România optează pentru baremul maxim și aceste informații le găsiți și în apelul național. Cum se alocă banii respectivi? După cum vedeți, cu cât este mobilitatea mai lungă, suma începe să se diminueze după un anumit număr de zile. În afară de aceste două, trei capitole pe care le-am menționat până acum, un nou tip de capitol bugetar pe care Comisia Europeană l-a introdus acum în mod expres și l-a definit ca atare, este dedicat sprijinului pentru includere, pentru acele categorii de participanți care au diferite tipuri de nevoi din perspectiva aceasta a includerii. Nu intrăm în definirea acestui concept, explicarea lui o găsim și în dicționarul asociat ghidului. Pentru mai multe detalii, de asemenea, vă stăm la dispoziție pentru a le clarifica în cazul în care constatați că din rândul elevilor, spre exemplu, ați avea copii care au anumite nevoi, care pot să facă obiectul solicitării sprijinului pentru includere. Vizitele pregătitoare, cele de care vorbeam anterior și care sunt asociate de obicei mobilităților individuale sau grupurilor de elevi, aveți aici un cost fix care se acordă, da? Și acest cost fix trebuie să acopere nevoile celui sau celor care participă. Este per persoană. Un alt capitol bugetar și alte costuri acoperite prin grantul Erasmus Plus sunt destinate taxelor de curs, pentru că am văzut noi în tipologia mobilităților că aceste cursuri sunt livrate de diferiți furnizori. Da? Ei, furnizorii ăștia nu le livrează gratis. Și atunci Comisia Europeană acordă acești 80 de euro pe zi per persoană pentru activitățile de formare tip cursuri, nu mai mult de 800 de euro pe un curs. Da? O taxă de curs. În privința aceasta, e bine să ținem cont pentru că sunt furnizori de curs care solicită taxe mai mari decât ceea ce poate să ofere grantul Erasmus. Și atunci, dumneavoastră, sunteți în situația de a găsi soluții. Cu ce compensăm? De unde aducem diferența? Avem și sprijin lingvistic. Nu detaliem, sunt informațiile aici. Costuri excepționale care sunt legate, de asemenea, de o serie de costuri colaterale care nu pot fi incluse în capitolele anterioare, sunt descrise, după cum vedeți, în ghidul programului și cam aici ne-am oprit cu descrierea profilului bugetar al acțiunii. Da? În consecință, din perspectiva aceasta, programul gândește acest sprijin tocmai pentru a facilita celor implicați în educația școlară posibilitatea de a participa la experiențe de învățare în țările membre ale Uniunii Europene și țările asociate programului Erasmus+. Așadar, într-un cadru general, sperăm noi că am reușit să vă punem pentru a înțelege de unde trebuie să pornim când începem să scriem un proiect de scurtă durată. Da? Cred că e suficient și că a fost suficient de clar ca să înțelegeți cam care sunt primii pași, baby steps, să le spunem așa, pe care îi abordăm în momentul în care ne pregătim să scriem un proiect. Ați văzut sursele de documentare, da? Când aveți răgaz, vă stabiliți împreună cu colegii și vă provoc să le lansați așa o dezbatere pe tema asta. Ne dorim Erasmus? Dacă ne dorim, ce vrem să rezolvăm prin aceste activități de mobilitate? Cam ce tipuri de mobilități am vrea să facem? Și apoi, dacă lucrurile astea sunt clare,
Noi vă lansăm în prima instanță, așa înainte acum, de a lua întrebări sau de a răspunde eventualelor întrebări, dacă sunt, tema pentru următorul modul. Aceea dintre dumneavoastră care aveți așa o scânteie deja pusă deoparte pentru Erasmus, aveți ca temă pentru următorul modul să culegeți de acasă, din școală, prin consultarea cu echipa de management, cu colegii, cu cei cu care lucrați de obicei, câteva nevoi. Câteva nevoi conectate la acele obiective ale programului Erasmus Plus, pe care ulterior sau cu care în modul 2 să ne jucăm în a găsi niște cursuri potrivite pentru acele, pentru acele nevoi. Și cred că am vorbit suficient, mă opresc aici. Aștept întrebările dumneavoastră, așteptăm întrebările dumneavoastră, dacă Nic, Ina, Magda, aveți voi întrebări sau doriți să completați ceva, vă rog, ca să pot să iau o gură de apă. Preiau eu atunci. E o completare cumva de ultim moment, pentru că fix astăzi a fost lansat. Eu mi-aș mai permite să arătăm celor care ne urmăresc și secțiunea de cursuri pe care tot pe site-ul Erasmus Plus o găsesc, ateliere de scriere de proiecte Erasmus Plus. Tocmai ce am lansat unul, e cald-cald, dedicat proiectelor de scurt durată pentru sectorul educației școlară. Poate fi de interes după întâlnirea din această seară, vă poate ajuta să duceți la bun final tema pentru acasă lansată de către Mărioara. Și totodată încă o resursă valoroasă, e vorba de un tutorial video realizat de către colegile din cadrul Departamentului de Mobilități Educație Școlară, unde se intră exact pe formularul de candidatură, vedeți pașii de completare a acestuia, tips and tricks legate de completare, elemente iarăși consider eu utile. Foarte pe scurt o să intru în secțiunile amintite, iarăși pe lângă Biblia, respectiv ghidul Erasmus Plus, o resursă extrem de importantă este site-ul nostru erasmusplus.ro. La secțiunea evenimente, unde arăt cu mouse-ul chiar în acest moment, apar toate cele pe care noi le organizăm pentru toate acțiunile cheie, pentru toate sectoarele. Cel de care vă povesteam este dedicat proiectelor pe termen scurt, educație școlară, termen de înscriere 3 februarie. Mai este timp, așadar vă sugerez cu căldură să profitați de această oportunitate. Iar să legat... fiți atenți, iartă-mă, Nică, nicio problemă. Altfel uit, să fiți atenți la condițiile de eligibilitate. Atelierul este destinat celor care nu au mai implementat proiecte Erasmus+. Îmi cer scuze, Nică. Nu este nicio problemă. Și cealaltă resursă, tutorialul video de care vă povesteam, aceeași pagină web Erasmus Plus România, în partea de jos va apare menționată secțiunea video, încărcarea tuturor clipurilor și iarăși vă recomand cu căldură să le căutați pe cele de interes pentru dumneavoastră, poate sunteți deja experimentați și vă interesează să depuneți o candidatură de acreditare, poate vreți pentru un proiect la scară mică, aici le găsiți pe toate și inclusiv cel pentru formularul K122 de care vă povesteam. Ne pare rău pentru abrevierile acestea ce pot părea neprietenoase pentru cei fără experiență, dar sunt utile să le, menționăm pentru că le veți găsi și în formular. Tutorialul pentru proiecte de mobilitate de scurtă durată, aici se încarcă clipul cu trecerea pașilor esențiali din candidatură. Mulțumim tare mult! Va fi foarte bun acest tutorial la modulul 3. Deci va fi tema noastră de acasă pentru modulul 2, probabil. Exact. Vom aplica la modulul 3. Da, acum cadrele didactice știu, la finalul lecției facem și consolidarea cunoștințelor, lăsăm pentru câteva secunde slide-urile cele mai importante informații legate de acest tip de oportunitate, proiecte de scurtă durată pentru educație școlară, cu oportunități adresate, iată, pe de o parte
personalului de la job shadowing, misiuni de predare, cursuri structurate, dar și elevilor. Elementul de noutate din acest nou program 2021-2027 și elevii pot fi implicați în proiectele de mobilitate pe termen scurt sau chiar și lung. Mulțumim tare mult! Toate resursele le-am transmis Irinei în secțiunea chat. Prin grijă ei vor ajunge și la dumneavoastră pe Facebook. Vă recomandăm, cum spuneam, să le consultați de fiecare dată când considerați util. Mulțumim, Mărioara, mulțumim, Nicușor. Avem câteva întrebări, avem și câteva comentarii. Simt așa că multă lume ar mai vrea să pună întrebări, dar există încă o ezitare, acea ezitare de început. Și eu și Irina și cred că și voi doi împreună am vrea să vă invităm să faceți un exercițiu de imaginație, chiar dacă ați ajuns în seara aceasta doar așa dintr-o curiozitate sau din dorința de a asculta pe doi speakeri care sunt deja celebri, multă lume a spus că sunteți minunați și mă gândesc că poate unii au venit cumva nehotărâți. Faceți acest exercițiu de imaginație, gândiți-vă că școala în care sunteți acum profesori ar putea să aplice. Și gândiți-vă concret până data următoare, dragii noștri colegi, dacă ați aplica, de unde ați porni, cu cine ați colabora și care sunt acele nevoi de care vorbea Mărioara. Și acum o să pornesc cu un comentariu, nu cu o întrebare, pentru că l-am tot auzit în școlile din România. Carmen crede că nu este ușor să obții o finanțare pentru acest tip de proiect Erasmus. Și vreau foarte pe scurt, Mărioara, Nicușor, să ne spuneți voi ce credeți. Cât de ușor sau greu este să obții o finanțare pe acest tip de proiect? Nu, să încep eu. Sigur că da. Nu este ușor, dar nu este nici greu. Și de fiecare dată perseverența a demonstrat că este cel mai bun exercițiu atunci când ne dorim cu adevărat ceva. Pentru România, Erasmus este un brand care generează concurență. Da? Avem concurență foarte mare. Motivul pentru care nu toată lumea obține finanțare este tocmai acesta, pentru că nu ne ajunge bugetul. Da? Dacă avem multe candidaturi și dacă aceste candidaturi în termen de buget sunt oarecum foarte consistente, evident că numărul candidaturilor se reduce și poate că și acesta este un aspect cu care putem să începem pregătirea pentru o candidatură, putem să gestionăm un buget mare, poate școala noastră pentru moment să se lanseze într-un proiect complex, da? Cu multe tipuri de mobilități, cu bugete mari și așa mai departe, ne facem și analiza asta. Iar în ceea ce privește obținerea finanțării, poate fi o provocare, e adevărat. Greu nu este, eu cred că este competiția cea care decide, pentru că toate aceste evaluări se fac în afara Agenției Naționale de Experți Externi. În consecință, nimeni nu știe cine, de unde este respectiva candidatură, așa că imparțialitatea procesului este impusă nu numai de regulile Comisiei Europene, ci și de practica Agenției Naționale, tocmai pentru a fi transparent și a fi echitabil în acordarea finanțării. Dar ne-au demonstrat toți acești ani de implementarea programului că în școală există foarte multă perseverență și mi-aduc aminte replica unui coleg din Anglia, înainte ca Anglia să decidă să ne părăsească din această comunitate, care spunea: Mărioara, dacă aș avea candidaturile voastre, aș fi cel mai fericit, făceam un meci internațional și întotdeauna îi cădeau candidaturi din România care erau extrem de consistente, bine construite și așa mai departe și era extrem de surprins. Și asta am explicat, la noi există foarte multă concurență. Avem un buget care acum nu mai este așa de mic, nu-i așa, Nic? Nu mai este așa mic și cred că am rămas dator de la întâlnirea trecută, Magda, tu însă ți-mi-ai adresat întrebarea aceasta. Estimam noi atunci, cum spuneam la începutul intervenției mele, estimam un buget de 100 de milioane pentru întregul program pentru anul acesta în România. Ei bine, l-a ajuns la 110
milioane de euro. Peste 19 milioane sunt dedicate sectorului educației școlară. Bani sunt. Mi-aș permite cu prilejul ăsta să răspund și eu întrebării tale și îi dau dreptate Mărioarei. E cerere pentru genul acesta de oportunitate. Eu însă, pe cei care își autoadresează această întrebare, cât de greu e, dacă e greu, i-aș îndemna mai întâi să se întrebe ce am de câștigat dacă scrie și dacă este aprobat un proiect Erasmus Plus. Pierderile sunt, dacă vreți, în ultimă instanță, un timp investit pentru scriere, pentru coagulat echipa în școală, pentru găsirea nevoii și completarea formularului. Da, timpul e prețios în zilele noastre și e important să-l investim acolo unde trebuie. În schimb, rezultatele, și acum mă gândesc la o intervenție pe care numai târziu de ieri am avut-o cu reprezentanți din mai multe județe din țară, o doamnă a scris, spunea Dunei, timp de 5 ani de zile, deci a depus de 5 ori un proiect, a 6-a oară a fost câștigător, iar de atunci nu se mai oprește. Deci, once Erasmus, always Erasmus, cum zicem noi, ai gustat odată din succesul unui proiect, pe urmă toate celelalte curg. Eu zic să lăsăm la o parte temerile. Cred că abordarea noii generații care aduce cumva o atenție focusată pe cei fără experiență, pe cei care reprezintă organizații mici, cum spuneam, inclusiv genul acesta de acțiune cheie a proiectelor pe scurtă durată destinată lor, cei cu experiență, cei care au dibuirea asta în a scrie un proiect bun, se pot orienta către acreditare, ei au deja secțiunea de advanced. Deci nu trebuie să aveți temeri. Orice candidatură care nu primește finanțare primește feedback de la evaluatorii noștri la următoarea rundă de depunere cu feedback-ul integrat. Aceasta poate să fie câștigătoare. Răspunsul e da, merită. Asta e părerea mea. Și ca să completez ce spunea Nic legat de buget, pentru că în nou concept al Erasmus Plus, pe cele două structuri de acțiuni destinate acreditării și proiectelor de scurtă durată și alocarea bugetară este corespunzătoare. Vom avea bani mai mulți pentru acreditări, da? Pentru că ele sunt concepte strategice, cu mobilități mai multe și diverse. Și vom avea bani mai puțini pentru proiectele de scurtă durată, dar care sunt și mai mici, sunt pentru organizații mai mici și neexperimentate. De aceea e bine să consultați Apelul Național, pentru că acolo vedeți cum stau lucrurile din perspectiva asta. Acest lucru însă nu trebuie să vă împiedice să vă lansați această provocare. Până la urmă suntem profesori și din asta trăim, din provocările învățării, chiar dacă uneori nu ne aduc acele așteptări pe care noi le aveam sau generează frustrări, dar sunt convinsă că dacă sunteți aici, aveți acea scânteie de la care să porniți. Mulțumim mult! Încă o întrebare care mi se pare foarte interesant să lămurim. Există condiții obligatorii pe care școala trebuie să le împlinească, să le îndeplinească înainte de a începe un proiect Erasmus? Condiția obligatorie este să candidezi ca să poți să începi un proiect Erasmus. Condițiile de eligibilitate sunt definite în ghid și în apel. Pentru școlile din Sistemul Național de Educație, școlile publice, condiția de eligibilitate este îndeplinită. O altă condiție este să depun candidatura până la termen limită indicat în ghidul programului, însemnând 23 februarie până la ora 12, ora Bruselului, ora 1, ora României. Da? Încercați să nu lăsați lucrurile pe ultimul moment, că aceste platforme în care vom depune candidatura, ele se depun online, nu sunt așa infailibile, au tot felul de sincope, așa că e bine, de aceea facem acest demers de organizat în pași mici, dar consistenți, astfel încât să înțelegem cum trebuie să procedăm și la final să putem să avem și timp, da? Dacă ultimul modul este pe 10, până pe 23, avem timp suficient să ne dăm o structură corespunzătoare proiectului, să-l trimitem la timp și să facem lucrurile așezat, să nu ne grăbim. Nici să stăm până la în ultima zi, da? Că sunt unii care trimit la
12.59 candidatura, norocul lor că nu se blochează platforma. Da? Așadar, în felul ăsta, cred că putem să abordăm lucrurile într-un ritm rezonabil. Ioana ne întreabă dacă proiectul se scrie în limba română sau în limba engleză. Proiectul se scrie, în cazul proiectelor de mobilitate, fie că sunt acreditări, fie că sunt proiecte de scurtă durată, limba de elaborare este limba română și aici iar facem trimiterea la resursa noastră, dacă o parcurgem în speța apelul național, acolo avem precizat și în ce limbă redactăm candidatura. Da? De asemenea, fiți atenți, o să primiți unii dintre dumneavoastră, nu știu, tot felul de oferte, există tot felul de persoane, firme bine intenționate care vă promit lucruri. Nu cădeți în plasa lor, sunteți foarte capabili să vă faceți propria candidatură raportată la nevoile specifice dumneavoastră. Nu cădeți în această capcană, că pe urmă va trebui să implementați ce scriu alții. Da? Ca să nu vă mai spun că trebuie să le dați și niște bani pentru ce vă fac. Așa că nu cădeți în capcana asta, indiferent de unde vă vin ofertele, din intern sau din extern. Puteți să faceți singuri această candidatură, nu este nimic altceva decât, dacă vreți, echivalentul unui proiect de lecție. Da? Bine gândit și structurat. Numai că pentru el cereți și bani. Ar mai fi de lămurit problema partenerilor, pentru că am văzut că sunt întrebări dacă partenerii pot să fie din aceeași țară, dacă mai pot să fie parteneri din județ sau din aceeași localitate, două școli din, nu știu, din aceeași localitate să se gândească să depună împreună. Poate ar trebui să lămurim puțin cam ce înseamnă parteneri și din ce țări, care sunt condițiile de eligibilitate. Ok. Bun, Nic vă prezentase la început tipologia celor două acțiuni. Acțiunea cheie 1, proiecte de mobilitate și acțiunea cheie 2, parteneriate de cooperare. Din start asociez acțiunea cheie 2 cu parteneriatul ca o condiție sine qua non pentru a iniția un astfel de proiect în K2. În K1, parteneriatul nu este obligatoriu a fi definit la momentul depunerii candidaturii, dar este recomandat. De ce? Pentru că dă mai multă valoare documentării candidaturii dumneavoastră. Dacă, spre exemplu, ne propunem să facem o activitate de job shadowing sau o mobilitate de grup cu elevii și noi nu avem inițiate niște contacte cu școli care să ne primească pentru aceste activități în momentul în care mi se evaluează candidatura, evaluatorul va avea un input mai redus din această perspectivă. Pentru că noi nu știm să spunem de ce partener ne-am ales. Ne-am ales o școală din Franța care are profilul ăsta, pentru care activitățile de, legate de predarea integrată a științelor sau mai știu eu ce alte, sunt activități curente și vrem să aducem elevii în contextul ăsta să vadă cum se întâmplă sau profesorii să vadă cum se întâmplă, dacă nu facem niște căști cu niște purceluși care nu vor să stea aici în urechi. Scuzați, a fost un interludiu vocal. Așadar, dacă nu facem lucrul ăsta, nu avem suficientă consistență ca să convingem. Da? Sau putem să o facem, nu știu. Dar nu e obligatoriu. Dacă sunteți buni în a argumenta profilul acelui partener, da? Vedeți, să nu fie unul ideal pe care să nu-l identificați. Atunci va trebui să munciți mult ca să-l găsiți. Da? Trebuie să-l definiți în linii mari. Este ok. Dă mai multă consistență să-l avem până redactăm candidatura, ne punem pe cercetat. Prin colegii care au fost în proiecte, care au avut parteneriate, prin inspectoratele școlare, prin CCD-uri și așa mai departe, toate instituțiile implicate, da? Există o mulțime de pagini de Facebook cu parteneri, cu tot felul de astfel de zone de documentare. Faceți o cercetare, puneți o întrebare. Ne puteți găzdui? Nu vă întindeți la durate foarte mari, că în condițiile astea pandemice e cam greu să, sau e prea confortabil să
stai cu un grup de copii 2 săptămâni. Da? Trebuie să gândiți strategic când vă propuneți mobilitățile. Da? Așadar, concluzia este, nu sunt obligatoriu a fi definiți parteneri însemnând partenerul de job shadowing sau partenerul de găzduire a mobilității elevilor, dar sunt recomandați. Dumneavoastră puteți să introduceți. Dacă la momentul, la fel ca și furnizorii de formare, dacă la momentul la care scriu candidatura, eu știu foarte bine că aceste cursuri se potrivesc profilului meu și știu că sunt livrate de furnizorul X, pe care eu îl găsesc în platformă și care are un OID asociat și poate fi ușor identificat, pot să-l introduc în formular de candidatură. Este un plus pentru mine și e bine să facem exercițiul ăsta. L-avem programat în modulul 2. Mulțumim! Carmen vrea să știe mai multe despre conceptul de găzduire a elevilor în familii. De ce se solicită familii care pot găzdui elevi? Nu mai este valabil acest concept sau nu mai este obligatoriu acest concept în contextul noii faze de implementare a programului Erasmus+, întrucât mai avem conceptul de bilateralitate. Da? În faza anterioară a programului, când mobilitățile elevilor se desfășurau în cadrul parteneriatelor bilaterale, această componentă de găzduire familiei era una recomandată de comisie, nu era obligatorie, era recomandată tocmai pentru a asigura o imersiune mai bună a copiilor într-un cadru cultural nou. Da? Și atunci ăsta era motivul. Dacă acum vrem să păstrăm același principiu, este foarte bine. E destul de greu. Însă, există și alte posibilități. Nu mai este obligatoriu să-i cazăm în familie. Lucrurile acestea le decidem împreună cu școala noastră parteneră. Ei poate ne recomandă diferite formule, poate au un campus, poate că au un hostel. Există o mulțime. Sau poate că dumneavoastră decide să stați cu copiii la un hotel. Da? Mulțumim. Mai avem o întrebare legată de dacă e nevoie de un contabil care să țină evidența cheltuielilor, ne întreabă Daniela. Nu este obligatoriu, este o decizie internă, instituțională. Important este să aveți o evidență contabilă în baza a ceea ce vă cere programul prin documentele contractuale. Da? Această evidență cu caracter contabil poate fi realizată și de către un profesor. Știm foarte bine că există multe școli care nu au contabil. Da? Și atunci această responsabilitate poate fi preluată de acel profesor care are niște abilități. Cu siguranță într-o școală, profesor de matematică are mai multe abilități de a lucra cu cifrele decât profesor de istorie, spre exemplu. Și o întrebare tehnică probabil că era relevantă atunci în timpul prezentării, dacă suma alocată per elev este pentru toată perioada de mobilitate sau pe zi? Pe zi. Aici, toate costurile sunt per zi, iar la sprijinul organizațional per elev, per individ, per persoană. Da? Sunt două chestiuni diferite. Sprijinul individual este per zi, per persoană, înmulțit cu numărul de zile alocate mobilității plus zilele de călătorie, da? Iar sprijinul organizațional este destinat gestiunii pe care organizația o are în vedere în scopul derulării mobilității. Cam acestea au fost întrebările, Irina, nu știu dacă au mai apărut altele noi între timp, oricum am depășit deja timpul. Cam acestea, da. Eu și eu propun să ne oprim aici și să continuăm săptămâna viitoare, pentru că vă reamintim că această întâlnire face parte dintr-o serie de 3 webinarii live. O să ne vedem și săptămâna viitoare, tot de la aceeași oră, de la ora 19, și vom continua cu partea a doua a explicațiilor. Între timp, noi am postat în chat și link-urile primite de la Nicușor, mulțumim, așa că dacă doriți să revedeți documentele prezentate de Nicușor și de Mărioara, căutați-le în secțiunea de comentarii și acolo o să vedeți. După cum au spus și ei, site-ul Erasmus Plus este sfânt și acolo cu siguranță o să găsiți tot. De asemenea, am postat și link-ul pentru obținerea diplomelor de participare, cu mențiunea că momentan o să oferiți feedback doar pentru această întâlnire.
După următoarele două o să și primiți diploma de participare în cazul în care v-ați înregistrat la toate cele trei. El o să fie disponibil până mâine dimineață, astfel încât să apucați să scrieți și să-l completați cu toții. Mărioara, Nicușor, nu știu, de final, dacă doriți să mai adăugați ceva? Ce am putea adăuga decât că ne bucurăm de acest context pe care l-ați creat și în care ne-ați invitat să fim parte. Ne bucurăm dacă oamenii ne-au fost alături și li s-a părut interesantă tema discuției noastre, în speță tema webinarului și ideea aceasta de a învăța progresiv, da? De a nu ne grăbi. Totodată, cum să zic, e o bucurie, așa că crezi în noi contexte de învățare, că deși nu vezi oamenii de dincolo de monitor, simți energia bună. Așa că vă mulțumim pentru energia bună din această seară. Mulțumesc, Irina, mulțumesc, Magda, pentru această oportunitate și, evident, cavalerului nostru Nic, care a fost pe timpul alături de noi în acest demers. Da, și eu mulțumesc și e așa, cumva în context cu vremurile, bucuros să vă dăm pe parcursul la 3 săptămâni 3 pilule, 3 concentrate cu vitamina E+, cum o numim noi, care să vă dea așa boost-ul de energie în școli, boost-ul de energie în echipele de profesori, să faceți în continuare lucruri frumoase. Doar că le puteți face și la alt nivel. Altfel, știu că iese tare bine activitatea voastră. Erasmus Plus e doar o nouă treaptă în evoluția dumneavoastră. Mulțumim, Irina, mulțumim, Magda. Ne vedem săptămâna viitoare, zic eu. Mulțumim, într-adevăr, ne vedem săptămâna viitoare. Sperăm sănătoși cu toții și pregătiți pentru încă o oră de informații interesante. Mulțumim, la revedere!